Sunt foarte mulțumit de rezultatul acestei săptămâni de lucru, mai puțin din partea mea, cât din partea celor care se pricep foarte bine la a aduce în fața publicului, doritor de frumos, de culoare, niște crâmpeie din frumoasele noastre meleaguri. Tabăra a debutat acum 3 ani de zile, sub titlul de bienală Nicolae Grigorescu, dar se pare că nu avem o legătură extraordinar de bună cu cei care sunt diriguitorii muzeului Nicolae Grigorescu. Trebuie să subliniez că îmi pare rău pentru acest lucru și am fost nevoiți să schimbăm oarecum titulatura în tabără de creație Câmpina și anul respectiv. Mă bucur că au venit prieteni de peste Prut. Avem 4 pictori din Republica Moldova. Unii dintre acești pictori au fost observați în această săptămână în diferite locații din Câmpina, dar au fost zăriți și prin câteva localități învecinate. Au atras atenția și cred că au reușit să demonstreze că sunt foarte pricepuți în această ramură. Câmpina a câștigat foarte mult prin prezența lor și m-aș bucura dacă am reușit să păstrăm această activitate, această tabără, pentru cât mai mulți ani de acum încolo. Se pare că recepția este bună. Mă bucur că sunt doritori de frumos aici alături de noi. Asta demonstrează că nu suntem singuri și că totodată am avut ce arăta pentru nu numai artiștilor, dar și câmpinenilor. Deja s-a creat o tradiție, să dăm câte o diplomă de participare celor care au fost prezenți cu ocazia asta zic de finanță. Și vom începe cu doamnele. Doamna Carmen Barac. Din Câmpina. Câmpina, încă de-a noastră, profesoară la Colegiul Grigorescu, la celălalt sector. Așa. Felicitări. Doamna Camelia Tache. De la Timitia, doamne Tatiana Petrioglu. Petrioglu. Domnișoare Daria Dumitru. Petrioglu. Domnului Victor Hristov. De la Timitia. Domnului Ion Berila. Berila. De la Cahul. Acum 2 săptămâni eram acolo la Cahul. Domnului Ion Ciută. 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 Domnului Mihai Cerbănescu. Este domnului George Costea. Domnului Mihai Marin Cârpea. Domnului George Păunescu. Domnului Dorin Apreu Tetei. Raza noastră de la Valea de Stane. Da, mulțumim cu această temă. Excelentei tale domnului Mihai Poroiu. Din anul nostru. Câmpina are peste 3500 de ani.
de existență, atestarea documentară de 500 și ceva de ani, 567 de ani. Și activitatea aceasta, sub forma aceasta, într-adevăr, e la a treia ediție, dar noi avem tradiție cu tabele de pictură și la Casa Tineretului cu cazare și la școala de poliție. Unii dintre cei din România, și mai ales între Jurie Câmpine, știu că au participat. Am avut o activitate frumoasă Câmpina 24, adică în 24 de ore, fiecare participant pictor, de azi la 10 până a doua zi la 10, se realizeze o lucrare în Câmpina, indiferent de ce tehnică. Sigur că n-am avut forță și nici audiență să ne organizăm asemenea activități care sunt interesante. La Câmpina s-a stabilit un record care este trecut în cartea recordelor Guinness Book, cea mai mare pensulă de pictură din lume, da? Și sigur că a ridicat-o cel mai voinic pictor, a fost recordul stabilit cu, mă rog, martori, cum se face la omologarea unui asemenea record, în cadrul serbării toamnă. Noi ne-am împrățit cu localități din Republica Moldova, din 2015 cu Cimișlia și în 2018 cu Cahul. Relațiile sunt pe toate planurile, am început cu cei mai ușor, cu folclorul și după aceea am trecut și la arte plastice și acum dezvoltăm și relații educative și economice. Noi am dat bani la Cimișlia pentru realizarea, o contribuție pentru o biserică. Acum, anul ăsta la Cahul, dăm pentru un loc de joacă pentru copii. Și probabil că vor mai evolua. Tot economic putem să zicem, domnul director Floribuda invită fiecare an la Târgu Mierii stupari din cele două orașe ca să își vândă produsele. Deci e un plan economic, da. Schimb de experiență și își vând și produsele. Da. Vă așteptăm și la anul, o să fim alături de dumneavoastră, indiferent de vârsta noastră sau de ocupația noastră, a celor care vă suntem prieteni. Și eu vă mulțumesc de prezență și vă invit să urmăriți lucrările care s-au realizat pe parcursul celor 7 zile de sabă. Am să vă rog să-mi spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră participarea la această ediție a taberei de pictură de la Câmpina. Da, este a treia ediție la care particip în acest an și am venit cu mare plăcere pentru că locurile îmi plac foarte mult. Așa, de altfel am participat în urmă cu 2 ani și la acel concurs organizat de Casa de Cultură cu 24 de ore, la care am luat și îmi plac, viu din copilărie în această zonă, cunosc zona Brebut, zona Doftanei, acolo la Telega, mi-a plăcut mult și am revenit cu mare plăcere și chiar am niște lucrări pe care le las aici, câmpinenilor din acea zonă. Pentru mine taberele în genere fac foarte mult, pentru că impresii noi, oameni noi, întâlniri noi, discuții noi, arte nouă, e minunat. Cu atât mai mult că foarte binevoitori au fost organizatorii, ne-au primit foarte frumos, minunat, extraordinar. Eu sunt încântat de tabără de la Câmpina. Am fost în multe tabere, cred că peste 40 de tabere. Dar nu peste tot e tot una, dar aici e minunat. Am venit aici pentru schimb de experiență, pentru socializarea cu artiști plastici, pentru încălcarea spirituală din valorile naționale,
ce așa am întâlnit. Sunteți pentru prima oară la Câmpina? Da, sunt pentru prima oară la Câmpina. Și cum vi se pare? Este un oraș foarte curat, foarte frumos, de inspirație. Am determinat coloritul de violet-oranj și am de gând să fac câteva tablouri.